Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj anunță că în perioada 7-9 noiembrie 2016, candidații rămași în concursul de încadrare directă din sursă externă, precum și cei care sunt reîncadrați ca polițiști, vor susține proba de evaluare a performanței fizice. În urma programării efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, evaluarea performanței fizice a candidaților înscriși cu dosare depuse în volum complet și apt din punct de vedere medical la concursurile menționate se va desfășura la Stadionul Municipal Zaleu, situat în municipiul Zaleu, strada stadionului numărul 5, județul Sălaj. Evaluarea performanței fizice constă în două probe, flexie abdominală și alergare de rezistență, 1000 de metri bărbați și 800 de metri femei. La concursul de încadrare directă, respectiv alergare de rezistență, 1000 de metri bărbați și 800 de metri femei, la concursul de reîncadrare. În vederea asigurării accesului în incinta bazei sportive, fiecare candidat trebuie să prezinte un document de identitate valabil, cu fotografie, carte de identitate, permis de conducere sau pașaport. Pentru a afla ora la care susțin proba sportivă, candidații sunt rugați să consulte site-ul IPJ Sălaj, posturi scoase la concurs.